Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cum a fost anul acesta pentru Raiffeisen, banca pentru locuințe? Anul acesta este anul în care Raiffeisen Banca pentru locuințe ca și sistemul de economisire creditare împlinește 10 ani și a fost cu siguranță un an bun, un an în care ne-am propus multe, am făcut multe, că întotdeauna în viață rămân și multe alte lucruri de făcut. Cum a fost cererea din partea clienților pentru produsele pe care le promovați? Cred că în momentul acesta există o reală înțelegere în rândul clienților în legătură cu avantajele pe care un astfel de sistem le poate aduce, care sunt legate de sustenabilitate, de faptul că ceea ce e important nu este cât de mare e creditul pe care îl pot lua mâine, ci cât de ușor pot să plătesc ratele unui credit pentru o finanțare de care am nevoie pentru un proiect. Și pentru ce anume au fost cererile pentru produsul pe care îl promovați în mare parte? Care au fost domeniile principale? Dacă ne referim la zona de finanțare prin creditare, noi constatăm că există două zone majore. S-a discutat și mai devreme în această reuniune despre faptul că menținerea într-o bună stare a domeniului locativ este o chestiune foarte importantă. De aceea, circa jumătate din finanțările pe care noi le dăm sunt pentru modernizare. În același timp, vedem o îmbunătățire a cererii pentru achiziția de locuințe și pentru construcția de locuințe. Iar din punctul ăsta de vedere, mi se pare iarăși important că tot mai mult vedem achiziția de locuințe noi și nu neapărat tranzacționarea fondului existent. Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos. Mult succes! Mulțumesc!